Astăzi vorbim de proiectele culturale, cele pe care municipiul Făgăraș le are în vedere pentru a sărbători Centenarul Marii Uniri, unul dintre proiecte uniți în centrul României. Uniți în centru este proiectul depus de Casa de Cultură, care are 8 activități, activități care se referă strict la Centenarul Marii Uniri. Și aș vrea să vă enumăr aceste 4 subactivități. Music Camp Internațional, Music Camp Făgăraș, iar la această activitate participă peste 200 de copii din toată lumea, cu profesori și cu un impact de la peste 1000 de persoane. Altă activitate, Ziua Universală a IEI, iar acest proiect conține identificarea a 100 de femei cu ei de peste 100 de ani și formarea în jurul cetății a unui cerc cu bicicleta, un traseu de bicicletă cu aceste femei cu ei mai vechi de 100 de ani. Pe urmă, Festivalul Foaia de Ceapă, iar la festival este organizată o conferință cu renumitul academician Ioan Aurel Pop și încă o activitate, întâlnirea coregrafilor în centru, adică în Făgăraș, coregrafilor de ansambluri folclorice. Acest proiect se referă strict la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, dar după câte văd, Consiliul Județean și după contestație nu este interesat ca să aloce bani pentru a sărbători în țara Făgărașului Centenarul Marii Uniri. Se tot vorbește de acest lucru, toate autoritățile vorbesc, dar interesele văd că sunt cu totul și cu totul altele. Noi aceste evenimente le vom ține cu bani mai puțini. Proiectul era de 200 de mii, 100 de mii era contribuția municipiului Făgăraș și implicit a Casei de Cultură, iar 100 de mii pe acele granturi scoase la finanțare de lei, da, de lei, scoase la finanțare de Consiliul Județean. De ce spun că pe Consiliul Județean nu-i interesează aceste activități în țara Făgărașului? Pentru că nicio instituție din țara Făgărașului, nicio primărie sau o instituție subordonată primăriilor nu au primit finanțare, cu toate că aproape toate primăriile au depus proiecte pentru aceste activități culturale, repet, în anul centenarului Marii Uniri. Mi se pare de, nu știu, ori o răzbunare pe țara Făgărașului a Consiliului Județean că nu știu, cum mi s-a spus, că instituțiile n-au știut cum să-și întocmească proiectele, ceea ce nu cred că este adevărat. Noi am depus contestație, inițial am primit 75 de puncte, proiectele erau finanțate peste 70 de puncte, dar la punctaj de 75 de puncte nu au mai fost bani să fie finanțate. Am verificat puțin să văd ce proiecte au luat finanțare și când colo, ce să crezi, finanțarea au primit doar anumite asociații din Brașov. Nu cred că un festival de jazz chiar trebuie finanțat din bani publici pentru a sărbători Centenarul Marii Uniri. Nu știu ce component ar avea acest festival de jazz. Sau alte activități pe care asociațiile, cele 4 asociații, au câștigat aceste proiecte. Și repet, mi se pare lipsă de respect din partea Consiliului Județean ca în țara Făgărașului să nu fie aprobată nicio finanțare pe niciun proiect cultural. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă verificați ghidul, veți vedea că acea grilă de punctare este foarte subiectivă. Adică poți să punctezi o activitate, cum ți se pare ție, ca și membru al comisiei, și cu 5 puncte și cu 10 puncte. Este un subiectivism în grila de punctare. Noi am făcut
ne-am făcut punctajul și în contestație am prezentat acest lucru, l-am făcut la sânge și aveam undeva la 83 de puncte. După contestație, ni s-a spus că sunt în comisie sunt experți independenți, experți evaluatori externi, dar când colo iarăși ce să vezi, sunt experți de la instituțiile subordonate Consiliului Județean. Dacă există atâta subiectivism la Consiliul Județean și Țara Făgărașului trebuie dată deoparte, ar trebui să ni se spună mai direct sau direct, să ni se spune, știți voi, Țara Făgărașului trebuie să, nici măcar nu trebuie să sărbătoriți, mai mult de atât, nici nu trebuie să vă dezvoltați economic. Dacă acest lucru Consiliul Județean așa îl gândește, noi îl acceptăm. Consiliul Județean este o instituție, iar conducerea, eu mă refer la instituție, iar cine conduce, exact, cine conduce, ei decid. Eu nu știu cine se ocupă de aceste proiecte, normal că orice se întâmplă, dumneavoastră scrieți de primar. Adică primarul trebuie să ia măsuri, primarul a decis, primarul a făcut. Compartimentele, dacă nu funcționează, primarul este de vină. Cum s-au implicat consilierii județeni din Țara Făgărașului? Eu nu cred că se pot implica consilierii județeni, pentru că acolo este un concurs de proiecte, există o comisie, iar acea comisie este dată printr-o dispoziție a conducătorului unității. Consilierii județeni nu prea au ce să facă, nu pot impune, este contrar legii, este contrar legii să te duci să faci lobby, știți că e bine să ia un proiect sau alt proiect. Dar ei când au lansat aceste granturi și aceste ghiduri de finanțare, trebuia să se gândească ca aceste finanțări, la aceste finanțări să aibă acces toți din județul Brașov, inclusiv instituțiile. Și cine promovează mai bine și mai mult aceste manifestări culturale? Asociațiile sau instituțiile? Erau proiecte cu 200 de mii și proiecte cu 100 de mii. Da. Da, noi am intrat. Suma totală era doar pentru 4 proiecte, de exemplu, nu? Nu, suma totală, deci ghidurile au fost împărțite în funcție de finanțare. Au fost alocate 4 proiecte de câte 200 de mii, 100 de mii de la Consiliul Județean, 100 de mii de la cel care scria cererea de finanțare de la beneficiar, iar în cele noi am depus pe acea finanțare, pentru că având 4 componente, am avut partea de cofinanțare, am depus acel proiect pentru uniți în centru, pentru 4 componente, 4 proiecte, un proiect integrat. Iar acolo noi nu am avut acces și, repet, punctajul a fost foarte subiectiv. Noi ne-am făcut punctajul la sânge și din grilă ne-a dat un punctaj de 83 de puncte. La 83 de puncte noi puteam primi această finanțare. După contestație, noi am primit 68 de puncte. Deci inițial am primit 75 de puncte, după contestație 68 de puncte. Și acum vă spun de ce. Peste 70 de puncte erau finanțate proiectele dacă exista și suma necesară. Dacă se suplimentează suma, nici așa noi nu putem prinde proiectul. Deci erau a doua sesiune? Nu a doua sesiune, puteau suplimenta bugetul liniei de finanțare grantului cu încă o sumă de 200.000, de 300.000. Având un punctaj peste 70 de puncte, noi puteam intra ca și beneficiar eligibil și finanțabil. Poftim? La ce? Am cerut și grila, deci rezultatele au fost afișate doar pe site. Noi în contestație am cerut și grila și motivele, nu le-am primit până în momentul de față. Când am depus, pe data de 18 am depus contestația. Pe 18 mai, da? Pe 18 a 5-a, da. Am cerut și motivația și grila de punctare. Nu ascund faptul că atunci am și spus că ne rezervăm dreptul să acționăm în instanță, ceea ce vom și face. Dacă vă uitați pe site,
Da, sunt date rezultatele contestației și rezultatele finale în urma contestațiilor, iar sub acele rezultate, componența primei comisii și a doua comisie de contestație. Noi o să facem evenimentul cu bani mai puțin, banii cât am fi avut noi cofinanțare, și o să-l facem într-un, nu, mai puțin mai restrâns, dar noi vom face evenimentele pentru că trebuie să sărbătorim centenarul anului Marii Uniri. Noi vom face aceste evenimente, măcar dreptul ăsta nu ne-l poate lua nimeni. Cât e cofinanțarea? Păi, inițial în proiect 50-50, iar acum vom face cu cât ne-a rămas cofinanțarea noastră, vom realiza evenimentele. 100.000, toate cele patru evenimente. La de la asociațiile, finanțarea grantului primăriei pentru asociațiile locale. E posibil să se ia de acolo, e posibil să... Noi o să ne facem o evaluare undeva la sfârșitul lunii iunie a bugetului, pentru că știți foarte bine că avem o deficiență, avem un buget mult mai mic față de anii trecuți, cu peste 100 de miliarde la funcționare, iar din... economiile pe care le-am făcut până la jumătatea anului, vom face o rectificare pentru a muta banii acolo unde o să avem nevoie până la sfârșitul anului. Și vom decide dacă unele activități le mai facem sau nu. Culturale. Culturale și sunt și alte prestări de serviciu. Mai sunt mult mai multe. Depinde, vedem. Ne vom... Toate acele activități care ne sunt necesare și ne obligă legea, le vom face, iar alte activități vom renunța. Ce buget număr are Royal Security din bugetul local? Royal Security nu are bugetul lunar, noi avem contracte, de exemplu la groapa de gunoi, la cetate, de... paza acestor obiective pe care ne obligă legea să facem pază la aceste obiective. Contracte avem cu firma de pază din Făgăraș Royal Security, iar oferta este, nu pot să vă spun acum, este în funcție de salariul, ea se bazează pe taxarea pe oră, pe salariul fiecărui angajat. În peste 90% acea prestare se compune din salariul angajaților, cei care efectuează prestarea. Am întrebat. Acum nu știu, e pe fiecare în parte, pe fiecare obiectiv în parte. Nu știu să vă spun cât este lunar sau cât e. Nu știu, școlile, da, școlile nu... Toate ne-a zis de la școli că trebuie să asigure pază, să nu mai aibă elevi de serviciu. Probabil au fi dat o directivă. Și aș vrea să mai punctez, de exemplu, prestarea cu o firmă de pază este mai ieftină decât prestarea cu angajați proprii. Pentru că la un angajat propriu ai un salariu minim plus ce suntem obligați să confere legea, se plătesc, este un contract fix plus dacă trebuie să păzești 24 din 24, îți crește... Da, îți crește cheltuiala per fiecare angajat, iar cu prestare de pază avem taxarea la oră și am făcut un calcul când am avut poliția locală, plus că acolo sunt salarii mai mari, când am avut contractul de pază la cetate, am economisit în jur de 2000 de lei pe lună. Nu, contractul de muncă în privat e altul decât contractul de muncă în sistemul public. Păi, sigur că da. Deci la poliția locală, dacă faceți calculul cât ia un polițist local, nu știu să vă spun acum, dacă folosești 4 sau 5 polițiști locali pe un obiectiv, este mai scump decât mergi cu un privat, când ai contract cu un privat. Plus că dacă nu blochezi poliția locală sau polițiștii locali la un obiectiv, atunci ai o patrulă în plus sau chiar două pe stradă.